Bună ziua și bine v-am găsit! Simona Herașin, împreună cu colegul meu Robert Mihailescu, l-avem invitat astăzi pe domnul judecător Cristi Dănileț, fost membru CSM și protestatar. Sunteți protestatar, că văd că aveți banderolă. Bună ziua, da, sunt unul dintre magistrații care protestează în aceste zile împotriva modului în care Guvernul României a decis să modifice din nou pentru a patra oară, a cincea oară deja de toamna anului trecut, legile justiției. Ce vă nemulțumește în continuare legat de forma în care a fost modificată din nou controversata ordonanță 7? Sunt mai multe modificări care ne-au bulversat pur și simplu activitatea. Dacă vă aduceți aminte, totul a început în urmă cu 2 ani, când Ministrul Justiției a inițiat el un proiect de act normativ prin care a vrut să modifice mai multe chestiuni legate de justiție și nu știu din ce motive a renunțat la acel proiect, dar el a fost introdus totuși în Parlament într-un mod neoficial. Parlamentul a organizat dezbateri aprinse, unele chestiuni controversate au reușit să fie trecute în lege, au fost atacate acele proiecte la Curtea Constituțională, au fost reîntoarse la Parlament, iar reduse, iar întoarse de vreo 3 ori. Și în cele din urmă, în toamna anului trecut, s-au publicat în Monitor Oficial modificările aduse de Parlament. Dar de atunci și până ieri au mai fost făcute modificări de către Guvern, deci modificări la modificările Parlamentului aduse de către Guvern, 5 astfel de modificări, toate aduse prin ordonanță de urgență. Practic, la fiecare 3 săptămâni avem câte o ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea modificărilor la legile justiției, iar ieri o avem pe ultima. Ultima care nu repară chestiunile ivite acum 2 săptămâni. Acum 2 săptămâni a fost ordonanța 7, cea care a scos magistrații în stradă într-un protest, nu știu, fără precedent, aș putea spune, în România. Iar ieri s-au reparat câteva chestiuni, dar tot au rămas lucruri nelămurite. Iar cea mai ardentă chestiune este cea legată de secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție, o secție creată ca un fel de parchet paralel, adică scapă autorității Procurorului General al României, are o autonomie extrem de mare și secția mai degrabă este de teroriza magistrații decât de rezolva problemele din magistratură, pentru că înființarea ei este adevărat de către Parlament anul trecut și, repet, autonomizarea ei acum de către Guvern, este împotriva recomandărilor internaționale. Sincer, și împotriva voinței magistraților. Bine, noi nu facem legi, dar nu se respectă standardele internaționale cu privire la independența justiției. Dacă un judecător știe că poate fi controlat oricând de un procuror care nu intră într-o structură piramidală a Ministerului Public, atunci judecătorul respectiv mai degrabă este intimidat decât încurajat să fie independent. Bun, și care ar fi totuși, nu știu, soluția, ce ar trebui să se întâmple cu dosarele penale ale magistraților? Un cititor ne întreba dacă credeți că este cazul să, nu știu, să fie reînființată acea secție din DNA care se ocupa de dosarele magistraților. Deci, cum ați vedea rezolvarea? Ok, cereți desființarea, dar... În primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă că noi suntem pentru răspunderea judecătorilor și procurorilor. Adică este normal ca independența să fie însoțită și de responsabilitate. Dar modul în care judecătorii sau procurorii sunt trași la răspundere nu poate fi altfel decât al celorlalți cetățeni. Ori, România asta colcă e de corupție. Avem infracțiuni de corupție în toate sistemele publice, avem în toate structurile statului, în toate instituțiile publice, dar nu am auzit până acum un parchet creat special pentru anchetarea unei categorii de funcționari, demnitari sau politicieni. Însă avem acest parchet specializat, ca să zicem așa, pentru magistrați. Însă el nu se ocupă numai de infracțiunile de corupție care, înainte de modificări, erau în atribuția unui birou special în cadrul DNA, ci această secție specială se ocupă și de alte infracțiuni pe care le comite un magistrat. Să presupunem că eu la Cluj comit un accident de circulație. Până la modificările aduse în toamna anului trecut, anchetarea mea s-ar fi făcut de către un procuror de la parchetul Curții de Apel, unde eu îmi desfășor activitatea, respectiv parchetul Curții de Apel Cluj. E și firesc, acolo are loc accidentul, acolo sunt polițiști, acolo se face ancheta, acolo se face audierea mea, eventual acolo se face judecata mea. Însă, acum, teoretic,
Toată ancheta asta trebuie să o facă procurorii de la București, dar ei n-au posibilitatea tehnică să o facă. Nu poate un procuror de la București să mă ancheteze pe mine acolo la Cluj dacă am comis un accident de circulație sau am furat un borcan de murături de pe o tarabă. Lucrurile astea trebuie făcute, repet, de către procurorii și polițiștii locali. 2. Dacă comit o infracțiune de corupție undeva în capătul României, vă dați seama că, în primul rând, informația trebuie să ajungă la procurori. Până acum, până la modificările și înființarea acestei secții, informația trebuia să ajungă la DNA-ul local. Avem 15 structuri teritoriale ale DNA-ului. Așadar, o infracțiune de corupție, de exemplu, comisă de un magistrat din raza Clujului, trebuia investigată de DNA Cluj. DNA Cluj, împreună cu poliția specială, te putea pune sub urmărire, putea, să intercepteze, să prindă momentul operativ când eu ar fi trebuit să primesc mita, deci totul se întâmpla rapid, local. E, acum închipuiți-vă că un procuror de la București ar trebui, pe de o parte, să afle informația în legătură cu corupția unui judecător din capătul celălalt al țării, să colaboreze cu polițiștii, dar care polițiști? Că el, dacă are polițiști aici la București și eu comit infracțiunea la satul mare, n-are cum colabora cu ei. 2. Dacă este pus sub interceptări magistratul corupt, cel care face interceptările raportează procurorul de la București, vezi că într-o oră Danileția Mită, de exemplu, ăsta de la București n-are timp să vină să mă investigheze, să mă pună sub supraveghere, să colaboreze cu polițiștii și să pierde momentul operativ. Deci, practic, după mine, această secție, în primul rând, că încalcă recomandările internaționale, dar în al doilea rând, este ineficientă. Nu avem procuror suficient, nu avem polițiști suficient și nu are structurile teritoriale. La o țară așa de mare ca România, cu 42 de județe și 8900 de judecători și procurori, părerea mea este că secția este total ineficientă. Practic nu va face decât să soluționeze pe bandă rulantă niște plângeri primite de la oamenii din țară și cam atât. Nu vor putea investiga cu adevărat infracțiunile din justiție. Pentru că, repet, nu vorbim doar de infracțiuni de corupție, vorbim și de infracțiuni absolut obișnuite, de la loviri și accidente de circulație până la, falsuri sau furturi, de ce nu? Cristian Tudor Popescu spunea seară că dacă magistrații renunță la proteste, vor ajunge sclavi. Păi, el are dreptate și vă și spun de ce. Eu am prins situația din justiția română până în 2004, când ea era controlată. Toată cariera judecătorului și procurorului depindea atunci de un ministru, de ministrul justiției. În 2004, prin reforma făcută de ministrul Diaconescu și completată apoi de ministrul Macovei, s-au modificat legile justiției, s-au făcut pentru prima dată legi de fapt care au consacrat independența carierei judecătorilor și procurorilor. Și astfel s-a creat acest organism de autoguvernare numit Consiliul Superior al Magistraturii. Practic, toată cariera judecătorului și procurorului depinde de CSM, de la recrutare până la sancționare și pensionare. Ori în momentul de față, noi încetul cu încetul am început, din cauza unei decizii a Curții Constituționale de acum 2 ani de zile, am început să creștem puterile Ministrului Justiției. Astfel încât Ministrul Justiției are puterea astăzi de a pune și a revoca procuror general al României, șef al DNA-ului, șef al DICOT-ului, adjuncții lor. Și iată acum s-a creat și această secție specială care, repet, e creată ca un fel de parchet paralel. Ori, eu ca magistrat cu o vechime de 20 de ani și colegii mai vechi ai mei, cu 25, cu 30 de ani, care am trecut și am văzut toate reformele astea, vă spun că astăzi vedem pași înapoi spre situația dinainte de 2004. Ori, modalitatea în care s-a făcut aderarea României la UE și reforma justiției a fost tocmai ca să împingă înainte sistemul ăsta să devină independent. Și de ce este important ca judecătorii și procurorii să fie independenți, adică necontrolați, nedependenți de o putere politică? Pentru că numai astfel avem curajul de a instrumenta dosare cu oameni puternici ai zilei. Un magistrat care este al cărei carieră depinde de un politician va avea întotdeauna rețineri în a încheta pe acel politician sau pe colegii lui de partid. Firesc, pentru că judecătorul și procurorul sunt și ei oameni. Au un scaun, au o funcție, au o familie de care trebuie să aibă grijă în cele din urmă.
Nu toți au sânge în instalație, precum ați văzut zilele astea câțiva judecători și procurori extrem de curajoși care ies public și denunță neregulile din justiție. Unii sunt mai reținuți, nu toți putem fi curajoși, nu toți suntem Don Quixote. Și atunci un magistrat care știe că scaunul îi poate fi tras de sub fund oricând de către un politician, va fi reținut în a ancheta, repet, politicienii din partidul ministrului justiției, de exemplu, care îi gestionează cariera. De aceea avem nevoie, ca și în Occident, de procurori foarte puternici, de judecători independenți, ca, până la urmă, orice persoană care este vinovată să răspundă în fața lor. Gândiți-vă la situația din Italia. Dacă nu ar fi fost procurori acolo independenți, n-am fi avut anchetări împotriva mafiei și acolo mafia este atât de periculoasă încât aruncă în aer autostrăzi pentru a omorâ din când în când câte un judecător. La fel, aceea situație este în Franța, aceea situație este în Belgia, unde procurorii sunt extrem de puternici, au aceeași carieră ca judecătorii, de aceea ei se și numesc magistrați. Avem magistrați în Italia, magistrați în Franța, magistrați în Belgia și magistrați în România. Ori însuși cuvântul acesta magistrat semnifică o independență de puterea politică. Ori la noi, încetul cu încetul, procurorii sunt mai degrabă puși într-o formă de control politic și eu ca judecător sunt la rândul meu îngrijorat, pentru că dacă am un procuror controlat politic și eu răspund penal la solicitarea unui procuror, logic, cariera mea poate fi distrusă de un astfel de procuror. De aceea și comuniunea asta sau legătura asta strânsă în România între judecători și procurori, unii nu vor să fie dependenți de politic, ceilalți, e firesc. Și ce mă întreb mai de mult? În America sunt foarte mulți politicieni foști procurori, la noi sunt foarte mulți politicieni foști avocați. Da. Avocații la noi au voie să facă politică. Și pe unii dintre ei îi regăsim în partid. Interesant, pe unii dintre ei îi găsim și prin penitenciare, pentru că am văzut că unii au fost condamnați. În ceea ce privește procurorii sau magistrații, prin definiție în România, procurorii sau judecătorii, prin definiție în România, ei nu au voie să facă politică. Contactul nostru cu mediul politic este doar la nivel instituțional. Eu nu știu, judecători, foști judecători sau foști procurori care se intre în politică, mărturisesc că nu prea știu. Dar, repet, noi suntem cumva în afara sferei politice, legătura noastră cu instituțiile politice este doar cea permisă de lege, doar pentru a aviza acte normative, doar pentru a iniția eventuale modificări la legile justiției și cam atât. Pentru avocați încă, însă, restricțiile nu sunt așa de mari și își permit. Ce altă problemă a mai rămas în ordonanța modificată ieri? Acum, eu aș vrea să fac o reamintire a modului în care s-a aprobat ordonanța 7, să înțelegem exact ce anume a scos magistrații din stradă. Pentru că nu sunt doar 5 chestiuni în lege care nu ne convin. Însăși modalitatea prin care a fost adoptată această ordonanță 7 ridică sau creează nemulțumirea ale magistraților. De ce? Această ordonanță n-a fost discutată cu CSM-ul. Într-o zi de luni, ministrul justiției a introdus ordonanța, a trimis-o la CSM, era ora 17 și CSM-ul n-a avut timp să se întrunească pentru a da avizul. A doua zi la amiază, ordonanța era aprobată de către guvern. Orice modificare la legile justiției trebuie să treacă pe la CSM pentru un aviz, este adevărat consultativ. Acum avizul ăsta, doar să-l ceri în condițiile în care tu îi spui aveți 12 ore să-mi dați avizul, este evident o formă, cum să spun, de batjocără până la urmă. Este o bătaie de joc la adresa CSM-ului să cer avizul în câteva ore. De ce? Pentru că CSM-ul este un organism care emană din magistratură. Și atunci CSM-ul, la rândul lui, în chestiuni extrem de sensibile, trebuie să se consulte cu judecătorii și procurorii. Ori este evident că în 12, nici în 24 ore, n-ai timp tu ca instituție să trimiți documentele în teritoriu, judecătorii și procurorii să le analizeze, să-ți dea o opinie care să se întoarcă înapoi la tine CSM. Așadar, fizic, nu a putut fi dat avizul pentru ordonanța 7. 2. Ordonanța 7 avea niște modificări propuse de CSM cu privire la admiterea în magistratură. Pentru că legile justiției modificate de Parlament în toamna anului trecut prevedeau o majorare a duratei de la Institutul Național de Magistratură de la 2 la 4 ani. Și o majorare de asemenea a stagiaturii de la 1 an la 2 ani. Și aceste chestiuni trebuiau să intre în vigoare de îndată, iar concursul trebuia să fie anunțat cu 6 luni înainte. Suntem în februarie, concursul trebuie să fie în august. Sunt exact cele 6 luni când CSM-ul ar fi trebuit să anunțe organizarea acelui concurs. Însă,
pentru că brusc creștea, ar fi trebuit să crească durata studiilor la INM de la 2 la 4 ani, asta însemna că noi timp de 2 ani de zile nu am fi avut absolvenți pentru a-i primi în justiția română. Și noi deja avem 1000 de oameni care lipsesc din sistem. Încă 2 ani să nu primim alții ar fi accentuat criza de personal. De aceea CSM-ul însuși a propus Ministrului Justiției ca aceste chestiuni referitoare la INM, repet, introduse anul trecut de Parlament, să fie eliminate. Așadar, doar această chestiune interesând admiterea la INM a fost propusă de către CSM. Restul chestiunilor care au apărut în Ordonanța 7 cu privire la modalitatea în care se face numirea procurorului general, a delegărilor procurorului general, chestiunea cu autonomizarea secției speciale, chestiunea cu delegarea, colegiile de conducere care nu pot să adopte hotărâri rapide în chestiuni manageriale. Toate aceste chestiuni, repet, au apărut peste noapte, introduse de guvern, fără niciun fel de consultare. Acum, noi am ieșit în stradă tocmai protestând împotriva acestei modalități neloiale până la urmă și avem mai multe decizii ale Curții Constituționale care spun că cele două sau trei puteri câte sunt la centru, ele trebuie să coopereze în mod loial, adică să nu-și bată joc una de alta. Fiecare trebuie să-și respecte competențele, dar în momentul în care ele colaborează, trebuie să se respecte una pe alta. Și noi am considerat că Ministerul Justiției nu a respectat atribuțiile CSM-ului în procesul de elaborare a acestei ordonanțe. De aceea noi am ieșit în stradă, în primul rând pentru a protesta împotriva modalității de adoptare a ordonanței. Apoi am spus în mod concret că nu suntem de acord cu cele 5, cred că 5 sau 6 chestiuni propuse de ordonanța de urgență, care nu au fost discutate cu CSM-ul. Și 3, noi am propus ca singura modalitate de rezolvare a crizei din justiție abrogarea ordonanței 7. În întregime, cu excepția, sigur, acelei părți, repet, care viza admiterea la INM. Guvernul ce a făcut? Guvernul, în primul rând, a negat că ar fi o neregulă în Ordonanța 7 și a tărăgânat-o așa vreo 10 zile. După 10 zile a acceptat totuși că sunt niște probleme acolo pentru că a apărut o altă criză, cea de la DNA. Expiră mandatul unor șefi și Ordonanța 7 interzice să se delege șefi la acele structuri înalte ale parchetului, șeful DNA, șeful DICOT, șeful parchetului general. Și DNA-ul tocmai a atenționat, dacă încetează mandatul nostru și nu avem noi șefi, DNA-ul nu mai poate fi funcțional pentru că, iată, prin ordonanță interziceți delegările. Acum Ministrul Justiției a realizat, de fapt, criza produsă și încearcă să o îndrepte printr-o nouă ordonanță, înțeleg că a fost adoptată ieri de către guvern. Noi nu am văzut-o publicată în Monitor oficial, dar cu o zi înainte, adică alaltăieri, a fost trimisă către instanțe. Așadar, alaltăieri CSM-ul ne-a trimis-o tuturor, noi ne-am adunat în structurile noastre numite adunări generale ale instanțelor și parchetelor, am analizat proiectul de ordonanță care modifică ordonanța 7 și am ajuns la aceeași concluzie. Această nouă ordonanță, cât o fi ea, nu știu, nouă probabil va fi, că ordonanța 8 se ocupă de altceva, așadar proiectul de ordonanță de urgență 8 nu rezolvă toate problemele din ordonanța de urgență 7. Și am reiterat chestiunile în regulă, printre ele și această problemă cu secția de investigare a infracțiunilor de justiție, care rămâne pe mai departe ca o structură paralelă, deși ar fi trebuit să fie în cadrul Ministerului Public, și care, după opinia noastră, ar trebui desființată în întregime. Deci, ca să rezolvăm problema din justiția română, ar trebui, practic, eliminat SIJU, secția de investigare a infracțiunilor de justiție. Și aceasta este singura problemă? Mai este una. Prin ordonanța 7 se interzice colegilor de conducere ale instanțelor și parchetelor, astea sunt un fel de organisme colegiale, un fel de board al instanțelor și parchetelor, în care noi luăm decizii cu privire la chestiuni manageriale ad hoc. Eu știu, transferul unui judecător dintr-o secție într-alta, modul de repartizare aleatorie a dosarelor, problemele care apar de regulă și care sunt foarte des. Noi, cel puțin la Cluj, cred că odată la 2 săptămâni ne adunăm în colegiul de conducere și adoptăm diverse soluții. Ordonanța 7 interzice ca acest colegiu de conducere să adopte hotărâri pentru chestiuni care nu sunt prevăzute în lege sau în regulament.
Ori asta este o prostie foarte mare, pentru că legea nu poate să prevadă toate situațiile concrete cu care noi ne confruntăm într-o instanță la un moment dat. Deci dacă eu am nevoie, de exemplu, să duc un judecător dintr-o parte într-alta sau să evit o chestiune în legătură cu un complet de judecată sau cu un dosar, noi în bord când ne adunăm, decidem ce e de făcut. Dacă însă după ordonanța 7 eu nu găsesc soluția într-o lege sau un regulament, eu sunt blocat. Nu mai pot să iau chestiunea aia, să nu mai să iau în discuție acea chestiune imediat. Ori asta bulversează activitatea instanțelor și a parchetelor. De aceea cred că ordonanța nouă, cred că va fi, repet, nu îndreaptă toate chestiunile din ordonanța 7. Și din nou rămâne aceeași problemă a colaborării dintre instituții. Nu înțelegem de ce această ordonanță 7 a apărut într-o noapte. Ce a determinat adoptarea ei? Care era chestiunea excepțională? Și vă spun asta pentru că ordonanțele în România pot fi adoptate în locul Parlamentului, că se legiferează în locul Parlamentului doar în situații excepționale. Ori numărul ordonanțelor de urgență din România este undeva la 100 pe an, ceea ce înseamnă că odată la 3 zile România este într-o situație excepțională. Nimeni nu explică însă care e situația excepțională în care se afla justiția română când a apărut ordonanța 7 acum 2 săptămâni. Ministrul Justiției spunea că ordonanța a fost modificată în urma consultărilor cu asociațiile de magistrați. Știm că au fost asociații de magistrați la guvern. De asemenea, a fost și șefa CSM acolo, Lia Savonea. Da. Înțeleg că sunt contestate aceste asociații, dar și șefa CSM. Care este, de fapt, problema? Sau există o problemă? Din punct de vedere legal, magistratura română este reprezentată de o singură instituție, Consiliul Superior al Magistraturii. Această instituție publică este cea care reprezintă voința tuturor judecătorilor și procurorilor, pentru că majoritatea membrilor săi sunt aleși de către instanțe și parchete și noi avem legătura, ca să zic așa, cu CSM-ul instituțional. De exemplu, în chestiunea modificărilor legislative, CSM-ul ne consultă în permanență, adună opiniile noastre și ei adoptă o părere pe plen, un aviz în cazul legilor justiției. Ori, dacă guvernul vrea să facă discuții, consultări și nu negocieri, să ne înțelegem, că nu avem ce negocia pe justiție, că nu suntem la tarabă, mai lași tu, mai dau eu. Așadar, când guvernul vrea să facă consultări cu CSM-ul, nu există chestiunea asta, sună premierul, bă, hai până la mine că trebuie să te consult. Și în spatele ușilor închise vine un magistrat, nu știm cine-i, are loc consultări, după care premierul anunță, am consultat magistratura română. Pentru că, eu repet, doar CSM-ul poate să aibă discuții instituționale, pentru că vorbim de o discuție între justiție și politică. Aici nu poți să spun un politician, hai că te invit la mine, tu, judecător, să discutăm. Tu nu te duci ca judecător sau procuror acolo, te duci ca reprezentant al unei instituții. Ori, doamna Lia Savonea, actualul președinte al CSM, a primit mandat de la colegii săi în sensul următor. Singura chestiune pe care o poate solicita magistratura română către guvern este să renunțe în întregime la ordonanța 7. Ăsta a fost mandatul, așa a apărut, afișat pe ordinea de zi a CSM-ului. Acum înțeleg că alături de doamna Lia Savonea, ca reprezentant, repet, al magistraturii române și al CSM, au mai fost invitați și alți judecători și procurori. Am văzut șeful de la SIJ. Ori ce să caute șeful unei structuri? De ce nu m-a chemat pe mine de la Cluj sau pe șeful de la Tribunalul Cluj? De ce șeful de la SIJ? Adică de la secția aia specială. Șeful de la inspecție, încă o dată spun, care e problema cu inspecția? Inspecția nici măcar nu era vizată de ordonanța 7. De ce să fie șeful de la inspecție invitat? Apoi a fost, cred că, Procurorul General al României, care a declinat invitația, a refuzat. Nu știu dacă președintele Curții Supreme a fost invitat, el fiind, după lege, reprezentantul puterii judecătorești, și înțeleg că doamna Tarcea nu a participat la aceste întâlniri, dar, în mod curios, au fost invitați încă 3 magistrați. Unul reprezintă AMR, unul reprezintă APR și unul UNJR. Ce sunt aceste 3? Aceste 3 sunt niște ONG-uri din justiție. Adică se adună 3 judecători și spune, băi, astăzi facem un ONG. ONG-ul nostru ne reprezintă pe noi. Bun. Aceste ONG-uri în România, în justiție, sunt mai multe. Cred că sunt vreo 7 în momentul de față. Pe de o parte sunt cele mai vechi, tradiționale, Asociația Magistraților din România, în care am avut președinți, pe doamna Costiniu, pe doamna Pivniceru, pe doamna Baltag și acum o doamnă care este și președinta Curții de Apel Târgu Mureș. Asociația Procurorilor din România,
despre care eu mărturisesc că nu știu foarte multe, doar că ultimul președinte, domnul Gabor, și-a dat demisia, împreună cu tot bordul, și UNJR-ul, o structură în care președinte este o colegă de-a noastră de la Cluj. Ei, toate aceste asociații, în cursul vremii, au susținut modificările la legea justiției inițiate de domnul Tudorel Toader și de către guvernul actual. În felul acesta și-au atras animozitate din partea corpului magistraților și judecătorii și procurorii s-au dezis de aceste trei organizații. Mai mult, noi la Cluj am și desființat filiala Asociației Magistraților din România, Clujul, care era filiala, cred că, cea mai puternică după București. Așadar, oamenii și-au dat demisia din UNJR, din APR a plecat președintele cu tot bordul, din Asociația Magistraților din România s-au desființat anumite filiale, astfel încât în momentul de față aceste trei organizații, pe de o parte, sunt nereprezentative pentru voința majoritară a magistraților, pe de altă parte, ele ar putea în momentul de față să reprezinte cel mult interesele oamenilor lor, a membrilor lor. Însă, dacă o să vedeți, o să consultați site-ul lor sau discuțiile anterioare, veți vedea că nici una din cele trei organizații nu și-au publicat numărul membrilor. Eu, de exemplu, vă spun că UNJR-ul nu are astăzi mai mult de 20 de judecători membri. Ori noi suntem 4.800 de judecători în România. Deci nu poți să te intitulezi UNJR, să fii invitat la guvern, tu să te duci ca judecător și să spui, păi vă spun eu în numele colegilor mei ce este de făcut. Nu. Pe mine, de exemplu, Cristi Danilez de la Cluj, care nu sunt în niciuna dintre organizațiile din România, ONG-urile din justiție, pe mine mă reprezintă președintele CSM la astfel de discuții. Iar președintele CSM a fost mandatat de către CSM, repet, să spună că magistratura dorește renunțarea la Ordonanța 7. Cu alte cuvinte, la această întâlnire pe care premierul o invocă ca argument pentru modificările cu pricina, a participat doar o singură persoană în mod legitim, președintele CSM, iar restul au fost invitat sau cum vreți să-i spuneți dumneavoastră. În orice caz, după părerea mea, un judecător sau procuror nu are ce sta la discuții în spatele ușilor închise cu niciun politician. Sunt dubioase aceste înțelegeri. Iar premierul în niciun caz nu poate să spună că am ajuns în urma consultărilor la o concluzie și anume că trebuie adoptată ordonanța 8 prin care modific 5 articole sau 9. Nici vorbă de așa ceva. De altfel, CSM-ul și-a se exprimat. Avizul a fost negativ în unanimitate. Deci toți judecătorii și procurorii din CSM au spus că nu sunt de acord cu proiectul de ordonanță pentru modificarea OG7. Actuala putere justifică aceste modificări printr-o serie de abuzuri ale unui stat paralel, invocă protocoale semnate de judecătorii și procurași și secții ale parchetelor cu serviciile secrete, ale căror prevederi au fost parțial declarate neconstituționale, și inclusiv ce spuneați de bordurile acestea schimbate prin OUG, invocau inclusiv decizia Curții Constituționale pe completurile de 5. Da. Ce este cu aceste protocoale? Eu nu aș spune că nu sunt justificate modificările. Până la urmă, eu nu sunt legiuitor. Eu sunt judecător și aplic legea. Bună sau rea, eu legea care vine de la Parlament o aplic. Însă, toate aceste modificări care s-au făcut în ultimul an de zile au avut ca justificare pentru public ideea acestor abuzuri, protocoale și așa mai departe. Ei, ce am constatat eu în modificările legislative în care privesc zeci de articole din legile justiției, sunt de fapt că încetul cu încetul se recrează o formă de control asupra carierei judecătorilor. Și încă o dată încerc să atrag atenția publicului. Dacă vom avea judecători sau procurori controlați politic, ei de fapt vor fi intimidați în a investiga dosare cu adevărat importante. Adică să gândească și cititorul sau privitorii noștri singuri. Este mai bine să avem un judecător care să se ocupe sau un procuror să se ocupe doar de furturile de biciclete și de telefoane mobile sau trebuie să avem și magistrați care să se ocupe de furturi din bani publici? Pentru că furturile din bani publici astăzi sunt făcute, sigur, de cei care au contact, au acces la resurse. Ori aceștia sunt oameni politici sau cei puși de politicieni. Eu, ca procuror, nu ar trebui să investighez și furturile din bani publici, trebuie să mă ocup numai de furturile de telefoane mobile? Pentru că aceste legi, repet, modifică atât de multe prevederi din legile justiției încât nu estompează nici vorbă
abuzurile acestea invocate. Și teoretic, un procuror astăzi, și iată, eu judecător mă plâng de PSIJ. Dacă SIJ-ul vrea mâine să-l investigheze pe judecătorul X, este foarte posibil să deschidă un dosar din oficiu, să mă cheme la București, să mă țină sub investigație, să mă rețină 24 de ore cu cătușe. Deci, teoretic, poate să o facă. Și la sfârșit să spună, ne scuzați, am greșit. Ei spun că același lucru îl făcea și DNA-ul. Bun, dar același lucru și după modificările astea îl poate face SIJ-ul. Deci ce-am rezolvat? Ce-am rezolvat? Dar nu mai mută decizia dintr-o parte. Exact. Problema este că astăzi SIJ-ul o poate face chiar cu judecătorii și procurorii. Și atunci mă întreb, dacă tu ai un ministru care poate controla vârful parchetelor, Ministerul Public, DNA, UDICOT-ul, apoi ai creat o structură SIJ-ul pe care ai scos-o de sub autoritatea ministrului, sub autoritatea procurorului general și care poate face ea însăși aceste abuzuri în cadrul sistemului judiciar. Și din nou revin, dacă ministrul poate controla DNA, DICOT, parchetul general, putând pune oricând procuror și dându-i jos, iată ce s-a întâmplat cu Chioveși și ce se întâmplă cu Lazăr. Dacă tu ai creat SIJ-ul care oricând poate deschide dosarele judecătorului sau procurorului, spuneți-mi la Cluj dacă eu mai pot să judec în Tihnă. Am ajuns aici printr-o serie de decizii ale Curții Constituționale. Puteți spune că suntem într-un sistem în care Curtea redesenează ierarhiile? Da. Curtea Constituțională din România s-a reorientat. În anul 2005 avea o practică și în anul 2018, 16, 17, 18 și nu mă îndoiesc când și 19 va fi la fel, are altă practică. Lucrul ăsta nu este interzis, dar schimbarea practicii la o Curte Constituțională trebuie motivată într-un mod profund, foarte, foarte riguros. Curtea noastră a devenit creatoare de legi. Tradițional, o Curte Constituțională trebuie să constate dacă o lege adoptată de Parlament este conformă sau nu cu Constituția și să atragă atenția Parlamentului. Aici s-a greșit, trebuie corectată legea. Curtea noastră de câțiva ani de zile, și vă și spun exact de când o face, din anul 2011, Curtea noastră a început să legifereze, adică pe locul lăsat vacant, legea asta nu este bună, vă spunem noi cum să faceți. Și Parlamentul, dacă nu modifică în cele 45 de zile cât spune Constituția că trebuie corectată legea, noi ca judecători sau procurori trebuie să aplicăm dispozițiile scrise de Curtea Constituțională în conținutul unei hotărâri. Ei, vreau să vă spun că hotărârile au devenit foarte stufoase. Doar pe legile justiției hotărârile au câte 300 de pagini. Fiecare paragraf dintr-o hotărâre a CCR este obligatorie pentru mine. De ce? Pentru că tot CCR-ul a decis că nu doar dispozitivul, adică partea finală în care se dispune un lucru este obligatorie pentru toată lumea, ci și conținutul, adică motivarea. Ei, închipuiți-vă că stau judecătorii și procurorii să citească la fiecare decizie acele zeci de pagini și un singur paragraf dacă îți scapă, tu ești pasibil de sancțiune disciplinară. Așadar, indiferent că o decizie finală este pentru admiterea, să zicem, a unei excepții de neconstituționalitate sau respingerea unei excepții de neconstituționalitate. Așadar, indiferent dacă CCR-ul constată că avem sau nu o problemă cu legea, dacă în conținutul acelei motivări apare un paragraf prin care se spune cum anume judecătorul ar trebui să interpreteze legea, acea chestiune este obligatorie pentru mine. Și atunci, revin, eu când am făcut facultatea de drept, și ulterior, potrivit Constituției și legilor țării, am înțeles că eu sunt autoritatea care interpretează legile, adică eu judecător. Eu iau legea, o citesc și interpretez după mai multe metode care funcționează în dreptul românesc. Acum avem o metodă în plus. Ce a spus Curtea Constituțională? De fapt, este metoda supremă. Deci, dincolo de modul în care eu văd legea respectivă, dincolo de modul în care Parlamentul a văzut-o, avem viziunea Curții Constituționale. Ori, lucrul ăsta, eu nu pot să apreciez că e corect sau incorect, ci este o mutație pe care o suferă Curtea Constituțională și practica Curții Constituționale. Dar mutația asta modifică tot angrenajul după care funcționează justiția română, tot sistemul legislativ după care funcționează justiția română. Iar cele mai controversate, aș putea spune, decizii ale Curții sunt vreo trei și îmi vin acum în minte. Una este cea cu colaborarea cu serviciile de informații care nu mai au voie să fie folosite de către procurori pentru desfășurarea anumitor activități de urmărire penală. De ce este importantă această decizie? Pentru că procurorii sunt niște magistrați care stau în birouri și ei trebuie să apeleze în teritoriu la diverse structuri ale unor organe statale cu care să facă interceptări, să facă filaje, să facă audieri și așa mai departe. O parte din aceste activități le desfășoară poliția judiciară,
care poliție, din păcate, este sub controlul ministrului de interne. Nu avem o poliție independentă sau pusă sub autoritatea procurorului. Iar asta este o chestiune de care mulți nu vorbesc încă România, cu poliția judiciară, și nici nu se dorește o reformă a poliției judiciare. Doi, pentru celelalte operațiuni, hai să le spunem speciale, plecând de la interceptări și filaje, procurorii apela la serviciile de informații. Ori, decizia CCR-ului din 2016 interzice acest acces. Problema este că nici nu s-a remediat. Adică în momentul de față, de exemplu, DNA-ul nu are cu cine face filaje. Ăsta este motivul pentru și interceptări. Ăsta e motivul pentru care noi de un an de zile nu mai avem dosare importante care vin despre DNA. A doua decizie a Curții Constituționale a fost cea cu privire la corupția care nu ar fi o problemă de siguranță națională. Pentru că atunci când se dădeau mandate de siguranță națională, de exemplu pe politicieni sau de ce nu, pe magistrați, se dădeau mandate de către Curtea Supremă care erau puse în executare de către SRI. Iar corupția fusese declarată, cred că în anul 2007, de către CSAT ca o problemă de siguranță națională și atunci serviciile de informații erau abilitate să adune informații în acest domeniu. Ce s-a întâmplat după decizia curții respective? Păi dacă s-a considerat că corupția nu mai este o problemă, că virgulă, corupția nu mai este o problemă de siguranță națională și atunci din nou s-a luat atribuțiile SRI-ului în legătură cu infracțiunile de corupție. Ce este rău? Păi, în primul rând, cum va fi tratată corupția de aici încolo? Pentru că una este corupția la paznicul de la un spital, da? Că îi dai 5 lei ca să intre în afara orilor de program. Aia e corupție. Omul ăla poate fi sancționat. O să-mi spuneți, bun, dar trebuie să bag agentul SRI sau ofițerul SRI pe asta? Logic că nu. Ai un polițist local, probabil, un fel de cineva de poliția judiciară sau oricine poate să dea informația asta mai departe la procuror. Dar alta este parcă corupția în legătură cu substanțele de dezinfectat din spitale din România și modul de atribuire a contractelor. Sau, parcă alta este corupția când ai un judecător suprem care aranjează dosare. Sau alta este corupția când ai un ministru care direcționează într-un fel achizițiile, nu știu, să spunem, pentru o autostradă. Ori, la nivelul ăsta înalt, tu nu poți să lucrezi nici cu ofițeri de poliție, da? Nici cu, știu eu, cu procurori. Ai nevoie de niște structuri specializate ale statului. Iar SRI-ul era o astfel de structură specializată. Ori noi am ajuns să diabolizăm acest serviciu ca și cum ar fi un fel de agent străin infiltrat în structurile românești. Am ajuns să îndepărtăm, practic, să le scadă importanța și să îndepărtăm de structurile statului SRI-ul, să devină ineficient și astfel procurorii nu mai au cu cine lucra. Și a treia decizie, cea mai importantă, este cea cu privire la revocarea Codruței Chioveși. Și nu persoana este importantă, ci sigur funcția procurorului care a fost revocat de Ministrul Justiției, pentru că vine CCR-ul și redescoperă o normă din Constituție uitată de peste 10 ani de zile. Avem o normă în Constituția noastră care Constituția are prevederi profund defecte și la care ar trebui să se renunțe. Avem o normă în Constituție care spune așa: procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului, dar nu detaliază. Vine legea. Și legea până în 2004 spunea că toți procurorii sunt subordonați Ministrului Justiției. Chiar la un moment dat, Ministrul Justiției putea să ordone începerea urmăririi penale de către procurori. Eu am prins vremurile alea. Tot Ministrul Justiției era cel care putea pune oricând și revoca din funcție orice procuror din România. Atenție, orice procuror din România. Și tot Ministrul Justiției era cel care aproba reținerea, arestarea, percheziția unui judecător sau procuror. Deci era foarte puternic ministrul până în anul 2004. Ei, în 2004, când a fost acea reformă de care vă vorbeam, Ministrul Justiției a fost înlăturat din mai multe atribuții pe care le avea asupra judecătorilor și procurorilor. Dar în 2018, anul trecut, vine CCR-ul și spune așa: păi domnul Toader a făcut bine că a propus revocarea doamnei Codruța Chioveși, pentru că, iată, norma aia din Constituție îi permite lui să o facă lucrul ăsta. Deși legea nu detaliază. Ori eu la școală am învățat așa: Constituția este cea care reglementează chestiunile de principiu, chestiunile macro, după care vine legea și detaliază cum anume se procedează în fiecare caz concret. Ori ministrul Justiției, în momentul de față, și-a arogat posibilitatea de a revoca când vrea el. I-a fost oferită. Da, i-a fost oferită, de fapt, cu ajutorul CCR-ului, în baza acelei norme a Curții Constituționale. De aceea și în baza acelei norme constituționale. De aceea și vă spuneam că cumva Curtea
își redefinește rolul său. Eu nu pot să spun, încă o dată spun, că e bine sau că e rău, ci spun că este o schimbare, o mutație, am denumit-o eu, prin care curtea devine extrem de activă. Curtea creează norme, curtea interpretează legi și astfel curtea stabilește care instituție devine mai puternică decât alta. Iar potrivit ultimelor decizii ale Curții Constituționale, într-adevăr, ministrul justiției devine cel mai puternic actor din sistemul judiciar. Ministrul justiției va avea posibilitatea oricând, chiar împotriva voinței președintelui statului, să numească sau să revoce un procuror șef. Ori dacă noi trecem capul unei instituții atât de importante cum este structura de parchet, îl trecem, repet, acest cap sub ministrul justiției, așadar sub un om politic, mai am dubii că putem vorbi în România că procuratura, că sistemul de parchete, că Ministerul Public, cum îl demnește Constituția, ar fi independent. O rugăminte, legat de interceptările acestea făcute de SRI, criticii spun lucrul următor. Ok, bun, vine SRI-ul, interceptează un suspect, da? Dar între timp mai interceptează și alte aspecte, discuții pe care le are cu diversi oameni politici, poate discuții personale, care pot fi folosite ulterior împotriva lui în afara dosarului de către respectiv. Cine? De către anumiți oameni din SRI. Bun. Dar repet, ce am pus în loc? Ce am pus în loc acum? Am desființat capacitatea SRI-ului de a se implica în interceptare. Dar atenție. S-a făcut o direcție de operațiuni speciale, parcă? Bun. Avem în poliție o direcție de operațiuni speciale. Bun. De ce nu ar mai fi posibil acest lucru acum? În condițiile în care am poliție judiciară subordonată unui ministru de interne, de ce nu ar fi posibil același lucru? Și anume, să fie decupată informația necesară pentru procuror, iar restul informațiilor, să le spunem sensibile, de viață privată, să nu fie acum păstrate. Deci, ce am făcut, de fapt? După părerea mea, s-a produs o confuzie uriașă. Oamenii au crezut, cred că au crezut, au fost, de fapt, manipulați, să creadă că SRI-ul se ocupă de interceptări într-un mod nelegal. Dar nimeni nu știe cum funcționează, domnule, aparatul ăla. Pe cum anume, pe care buton apasă ofițerul SRI? Cum se întâmplă o interceptare în România? A văzut cineva vreo aparatură? Vă spun că la un moment dat nici judecătorii nu știau cum arată. Și au fost chemați undeva, cred că prin 2012 sau 2013, judecătorii supremi au fost chemați la sediul în care se află aparatura pentru înregistrat aici în București și spun, domnule, uite cum operăm noi. Pentru că orice apăsare de acolo de buton este înregistrată într-un sistem care nu poate fi modificat. Și orice demarare sau încetare a activității de interceptare se poate face doar în baza unei autorizații date de un judecător. Repet, din 2004, cred, 2003 sau 2004 au avut loc niște modificări importante la codul de procedură penală, orice interceptare făcută în România de orice serviciu a statului, fie că a fost SRI-ul până acum câteva, acum 2 ani, fie că vorbim de poliția judiciară, se face strict în baza unei autorizații date de un judecător. De ce judecătorul? Pentru că, teoretic cel puțin, dar eu spun că și practic, judecătorii sunt toți în afara controlului politic. Doar la procurori avem acum o problemă de câteva luni. Dar judecătorii sunt în afara controlului politic. Deci ei sunt garanții cu adevărat ai drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Adică eu ca magistrat când primesc o solicitare de la procuror sau pentru chestiunile de siguranță națională de la SRI ca să punem sub interceptare o anumită persoană din România, eu trebuie să verific niște documente și fără a mă interesa că vine procurorul care e colegul meu sau vine ofițerul de la SRI, mă rog, ofițerul de la SRI de fapt contactează procurorul, dar zic indirect, ajunge în fața mea, fără să-mi fie teamă că scaunul meu se poate clătina, fără să mă înfricoșez de cel care urmează a fi pus sub interceptări, pentru că uneori sau de cele mai multe ori identitatea celui interceptat este cunoscută, eu decid dacă este cazul ca acelei persoane să-i se asculte telefoanele, să fie urmărit pe stradă la serviciu sau să îi se pună un microfon ambiental. Adică eu, judecător, garantul drepturilor și libertăților fundamentale, autorizez statul, forța represivă a statului, să vină să comită o intruziune în viața privată a persoanei respective și să apreciez că acest lucru este necesar pentru lămurirea unei situații, a unei acuzații. Ori, dacă până în urmă cu ceva ani, în urmă cu 2 ani, lucrurile astea trebuia să le facă SRI-ul, acum le face poliția, dar tot la autorizarea unui judecător. Deci eu nu cred că mutând dintr-o parte într-alta am rezolvat de fapt problema chipurilor abuzurilor. Pentru că ofițerii SRI erau într-o structură specială, aveau un serviciu de contrainformații, erau
erau pregătiți să facă așa ceva și din coace avem o poliție judiciară care nu are încă puterea, încă capacitatea, exercițiul. Gândiți-vă că mâine, poi mâine avem niște teroriști de o anumită nație, să nu spun eu, care pun la punct o nenorocire în România. Lucrul ăsta trebuie, informația trebuie să circule foarte rapid, trebuie să am traducători de diverse dialecte. Oamenii ăștia din SRI le aveau, ei erau pregătiți, cu asta se ocupau să facă. Dar vă dau un exemplu și mai simplu. Acum 2 ani de zile la Cluj a trebuit pus sub urmărire, a trebuit pus microfon ambiental în biroul unui profesor universitar care știam că ia mită de la studenți. Procurorul a venit la judecător, judecătorul a autorizat. Procurorul ia autorizația de la judecător. Ce face procurorul în secunda 2? Ia microfonul, el nu are microfon în birou, ia microfonul de undeva, se duce el la școală, bate la poartă acolo la universitate, spune am venit, sunt procuror, vin să pun microfonul la ăsta birou. Cum trebuie de procedat în concret? Noi nu învățăm asta la școală. La facultate noi nu le învățăm, că nu-i treaba noastră. E treaba serviciilor speciale. Adică procurorul trebuie să colaboreze cu cineva care se poate infiltra în universitate, care, nu știu, are niște tehnici speciale, că se întâlnește cu femeia de servici, că face o copie la chei. El trebuie, omul ăla trebuie să intre în universitate, în birou, în secretaria mai apoi și apoi în birou profesorului. Și trebuie să intre de două ori. O dată să vadă mediul și a doua oară să vină cu aparatura propriu-zisă care trebuie instalată. Cine s-o facă asta? Un polițist? Adică eu dau telefon la poliția română de la Cluj și spun, haideți că am depus un microfon în biroul unui profesor. Ei, închipuiți-vă că apoi vorbim de politicieni, vorbim de oameni de afaceri, vorbim chiar de magistrați care au fost corupți și au fost prinși cu ajutorul tehnicii speciale implantate de SRI cu autorizația judecătorului. Cine o face astăzi? Eu vă spun, nu mai face nimeni. De un an de zile nu mai face nimeni. În alte țări cum se face? În alte țări avem poliție specială, poliție judiciară, de exemplu în Italia, care este în subordinea directă a parchetului. Deci procurorul, cum avem noi DNA-ul? Procurorul are împreună cu el o echipă de polițiști cu care lucrează. Dar eu la Cluj nu am așa ceva. Colegii mei procurori stau în birou și apelează la polițiștii care sunt de la Ministerul de Interne, la Inspectoratul General al Poliției, al Inspectoratul Județean al Poliției la noi la Cluj. Vin aia cu dosarele sub braț, domnul procuror, vreau să discutăm asta, pleacă cu dosarele înapoi sub braț în biroul lor din cadrul IJP. Noi nu știm ce se întâmplă acolo, apropo de abuzuri. Habar nu am la cine ajunge informația până la urmă. Că atât timp cât am un polițist care este pe linie ierarhică în subordinea unui șef care la rândul lui este pus demis de către un politician, vorbesc de ministru de interne, logic am probleme la securizarea informațiilor. Și nu sunt puține cazurile în care în România s-au scurs informații. Când s-a ordonat percheziție la persoane importante, inclusiv la interlop, că noi de crimă organizată încă nu vorbim, vorbim mai mult de corupție, că e mai atractiv subiectul. Dar mari probleme avem cu crimă organizată și cu interlopii. Păi dacă eu, procuror de la DICOT, nu am polițiști la BCC-ul suficienți și aceștia la rândul lor să apeleze la anumite structuri ale statului pentru urmărirea, filarea interlopilor, nu vom mai avea dosare. Știți cu ce facem noi dosare la Cluj? Și în general, în țară, acum, cu băieții care consumă cannabis pe la festivaluri. În schimb, avem dealeri, avem trafic de persoane, avem trafic de arme prin România, avem interlopi care pun încetul cu încetul sub control anumite instituții ale statului, noi deci pe ăștia nu discutăm. Cine să-i prindă? Știți câți polițiști BCC-ul avem în Cluj? Un județ atât de mare pe Clujul, cu atât de multe festivaluri de muzică. Am 7 procurori la DICOT și 8 procurori la BCC-ul. Ăștia 8 procurori de la BCC-ul doar de anul trecut trebuie să facă 300 de dosare de la Antol și de la Electric Castle cu puști care au fost prinși asupra lor cu cannabis. Deci 300 de dosare, oamenii ăștia 8 lucrează de un an de zile. Dar am dosare importante. Repet, trafic de persoane, spălări de bani, evaziuni fiscale, trafic de arme, alea cine să le lucreze? Cu cine să le lucrăm? Și atunci, încetul cu încet, am o ineficiență, de fapt, a sistemului de parchete. Și dacă mai pun și discuție din aceste zile cu controlul procurorului, a carierei procurorului, cu demiteri, cu revocări, vă spun că avem o problemă de instabilitate. Instabilitatea la DNA, care este de când e Codruța Chiobe și revocată, instabilitatea aceasta a determinat... N-aș pune neapărat stoparea unor dosare, dar hai să le spunem întinderea anchetelor pe o perioadă mai mare de timp. La DICOT, la fel, aceeași chestiune. Ba avem șef, ba n-avem șef, ba îl propune ministru, ba îl ține sub control. În felul ăsta, DICOT-ul încă nu dă eficiență maximă și dacă ne uităm în preajma noastră, și mai avem și recursul compensatoriu cu deținuții care au ieșit pe stradă. Vă întreb, mai putem noi justiția română să își îndeplinească rolul constituțional? Mai este ocrotit cetățeanul simplu în drepturile sale? Bugetul statului mai este ocrotit până la urmă?
Nu, încetul cu încetul o să se vedeți cum se dispară bucăți din România, că le trecem prin hotărâri de guvern și de alea noi nu avem voie să ne atingem, dispar din bugetul statului bani, se fac achiziții publice directe, fără licitații, că s-au modificat legislația în domeniu și cetățeanul simplu o să se uite la televizor și o să aștepte, domnule, care îmi dă 5 lei la pensie sau la salariu ca să votez cu ăla. Cam așa funcționează România astăzi. Să trecem la un alt subiect, să zic, dosarul Liviu Dragnea. Dosarul în care a fost condamnat în prima instanță, iar acum un judecător a cerut sau, mă rog, s-a pensionat în aceste zile, chiar ieri a fost decizia. Se vorbește de reluarea procesului de la zero. Cum s-a ajuns la această practică? Acum, eu am reținere să le comentez dosare pe rol, deci o să prezint doar chestiuni legate de procedură, știți? Ca da, să nu, această să nu chestiune este pe fondul da. Pe care au fost, știm, probleme cu completurile de 5, da. Au fost refăcute, dosarul a fost amânat și nu numai acest dosar. Un dosar penal parcurge două faze, prima instanță și apelul. Când e vorba de demnitarea statului, aceste ambele faze se desfășoară la Curtea Supremă, într-un complet de 3 și apoi apelul la completul de 5. Legea spune că acel complet de 5 trebuie să aibă membrii care sunt desemnați în fiecare an prin tragere la sorți. A existat în cursul anului 2014 o legislație confuză, care spunea pe de-o parte că președintele Curții Supreme face parte de drept din completul de 5 și o altă normă care spunea că toți membrii completului de 5 se trag la sorți. Și pentru că a fost această neregulă în actul normativ, Colegiul de Conducere al Curții Supreme de atunci a luat decizia să fie trași la sorți doar 4, că președintele Curții nu îl trage la sorți, el intră de drept. Ei, asta este neregula pe care a găsit-o de fapt Curtea Constituțională, cea de-a patra decizie, dacă vreți, celebră de acum, prin care a dispus nu că toți cei 5 trebuie trași la sorți. Asta a bulversat situația. De ce? Pentru că au fost deja judecăți în desfășurare și au fost alte judecăți terminate în care completele de 5 nu au avut toți membrii trași la sorți. Și atunci s-a luat decizia că trebuie remediată situația. Pentru procesele în curs, cum este și procesul lui Liviu Dragnea, înțeleg, în apel acum, și alte procese aflate în curs, lucrurile sunt relativ simple. Se trage la sorți la începutul anului. Dar și aici am avut o problemă, că decizia asta a curții a apărut în cursul anului, nu la începutul anului. Și unii au fost de părere că trebuie așteptat anul următor, adică anul ăsta 2019, să se facă tragere la sorți. Alții au fost de opinie că lucrurile astea trebuie făcute în toamnă. Din nou, decizia ai Curții Constituționale sau o opinie a CSM-ului. În orice caz, chestiunile astea interne, ca să spun așa, sunt tocmai cele rezolvate de Colegiul de Conducere. Este ceea ce vă spuneam că încearcă să împiedice OUG-ul 7. Adică chestiunile astea de bucătărie internă trebuie decise nu de un om, ci de un board, se numește Colegiul de Conducere, care adoptă o decizie. Cât timp decizia aia este în vigoare, ea trebuie respectată de toți judecătorii din... Păi da, dar nu printr-o decizie a Colegiului de Conducere de la Înalta Curte s-a ajuns până la urmă la situația asta? Este adevărat, este adevărat. Bun, acum că a apărut decizia Curții, ea este indiscutabilă. Bună sau rea, decizia Curții este obligatorie pentru toată lumea, iar noi ca judecători suntem primii chemați să o respectăm. De altfel nici nu o putem pune în discuție. O aplicăm și gata. Acum, dacă din completul nou desemnat se pensionează, demisionează, este arestat sau moare vreun judecător, avem o problemă, pentru că el trebuie înlocuit de un altul. Ei, legislația română nu arată ce se întâmplă într-o astfel de situație. Apropo de toate reformele care s-au făcut până acum, și la codul penal, și la codul de proceduri, și la legile de organizare, nu avem nicio dispoziție legală ca să arate ce se întâmplă când un judecător din complet pleacă. Demisionează, de exemplu. Și atunci, noi ce facem? Aplicăm o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului. România a fost condamnată în urmă cu câțiva ani într-o cauză, pe motiv că într-un complet de 2, la un moment dat, un judecător a plecat și a venit un altul, dar probele care s-au administrat până atunci nu au mai fost reluate. Cu alte cuvinte, ultimul judecător care a arătat în complet a și dat soluția fără ca prin fața lui să treacă martorii, să treacă părțile, să discute cu ele. Decizia asta a Curții Europene și ea este puțin ciudată. Pentru că pe noi era bulversat, noi n-am avut asemenea probleme până atunci. Dar, repet, nu a fost implementată în legislația din România. Așadar, judecătorii și-au format deja un obicei, avem o practică, că atunci când pleacă un judecător, să se reia
judecata. Dar se pune întrebarea, bun, ce înseamnă să se rea? Cât să reiei? Adică, de exemplu, dacă am audiat 200 de martori, noi completul de 5, și unul dintre noi demisionează, sau uite, în cazul colegii, se pensionează, intră al 5-lea, ce fac? Reiau toată judecata cu cei 200 de judecători? Eu mă îndoiesc. Și noi la Cluj am decis, de exemplu, că reluăm doar probele esențiale și numai dacă acest lucru se invocă de către avocați. Și sunt argumente puternice. Nu știu așadar cum se va proceda în completul de care vorbiți, în dosarul de care vorbiți dumneavoastră. În orice caz, repet, această chestiune nu este lămurită legal, nu a vrut nimeni să o lămurească până acum și, după părerea mea, este doar o modalitate care duce la speculații și la întârziere în soluționarea unor dosare. Eu cred că dosarele cu oamenii politici, ca și dosarele cu magistrați și dosarele în general care ocupă agenda publică, ar trebui soluționate cu prioritate. Ele ar trebui să meargă foarte repede, tocmai ca omul care este cercetat sau judecat nevinovat să-și lămurească rapid statutul, iar cel care este vinovat să ajungă rapid acolo unde este locul. În schimb, în România este o tendință de a tergiversa procesele pe ani și pe ani, pe ani de zile. Ați văzut în dosarul Țăndărei, de exemplu, în care, nu știu cât au fost, vreo 9 ani de zile. 10 ani. Când eram membru CSM, am ordonat pentru prima dată, împreună cu colegii din CSM, o inspecție pe dosarele lungi și am găsit un dosar la Curtea Supremă de 23 de ani, începuse prin vremea lui Ceaușescu. Lucrurile astea nu sunt normale. Dar justiția trebuie să aibă capacitatea de a administra rapid probele. Ori, există un curent de câțiva ani de zile, acesta al drepturilor omului. De fapt, este un curent al abuzurilor de drepturi, pentru că cei care se confruntă cu o procedură judiciară fac totul pentru a întârzia judecata. Invocă tot felul de excepții, atacă de la complet la Curtea Constituțională, amână prin îmbolnăvirea avocatului, reangajarea avocatului, renunțarea avocatului la mandat. Și asta este cauza? Cele mai multe situații de amânări a soluționării unor dosare sunt situații obiective. Sunt tergiversări și nu amânări propriu-zise. Pur și simplu se găsesc diverse chichițe prin care se reușește întârzierea unui dosar. Întârzierea soluționării unui dosar. Și asta ne pune pe toți într-o situație confuză. Pe de o parte, judecătorii nu se mai bucură de autoritate sau de încredere. Pe de altă parte, cei care sunt cercetați, iată, nu pot fi tragi la răspundere sau, hai să fiu extrem de imparțial, nu li se poate lămuri situația într-un termen relativ util. Așa, și optim. Cum am putea să ieșim din situația asta? Păi, vedeți dumneavoastră, acum, de exemplu, la Curtea Supremă, dacă se decide, și nu uitați că Tudorel Toader a promis că va vorbi cu ministru, cu prim-ministru pentru a mai fi o ordonanță de urgență, aia cu redeschiderea tuturor dosarelor închise în ultimii 4 ani de completul de 5, vă dați seama că dacă se redeschid toate dosarele din urmă cu 5 ani de zile, înseamnă că ceea ce s-a soluționat deja trebuie repus din nou pe tapet în fața completelor de 5 de la Curtea Supremă. Nu știu câte complete de 5 sunt, 3, 4, nu știu câte au făcut. Nu au timpul fizic necesar să administreze aceste dosare în termene optime. Și judecățile vor dura ani de zile, iar în acești ani se vor prescrie faptele, de fapt. Că aici toată lumea, asta am observat așa, ca practician vă spun. În general, cei care se știu cu musca pe căciulă încearcă să întârzie dosarul foarte mult pentru a ajunge la o prescripție la un moment dat. A fost o practică în România ani de zile. Chiar se inventase la un moment dat sistemul în care o persoană cercetată putea să invoce o excepție de neconstituționalitate și pe perioada când dosarul se ducea la Curtea Constituțională era obligatoriu, eu judecător, să suspend judecata. Și stătea dosarul ăla la curte un an, doi ani și așa mai departe. Tot am făcut atunci gălăgie destul de mare, cred că era prin anii 2008-2009 și s-a modificat legea Curții Constituționale și s-a spus că judecătorii nu mai sunt obligați să suspende, dar foarte multe dosare s-au prescris. Apoi, avem judecători insuficienți în România și la instanțele mici, dar și la Curtea Supremă. Avem judecători care sunt la o vârstă în care se pensionează și ați văzut că au fost chiar modificări anul trecut prin care judecătorii tineri erau încurajați să se pensioneze, doar să plece din sistem, cei cu 20 de ani. Ei, vine ordonanța 7 și într-adevăr întârzie pensionarea judecătorilor, ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru util. Adică este stupid să ai un judecător de 20 de ani în floarea vârstei la maturitate profesională și tu să încurajezi să-i dai mai mulți bani să stea acasă. Este și nedrept față de societate, dar și poate prea nedrept pentru judecătorul însuși. Ori lucrurile astea nu pot fi lămurite de la o zi la alta. Ce vă pot asigura este că
așa numita reforma a justiției făcute anul trecut, eu i-aș pune reforma antijustiției de anul trecut, nu lămurește nici pe de o parte chestiunile acestea incerte din legislația noastră și, doi, nu eficientizează deloc actul de justiție. Din contra, cred că în următoarea perioadă, mai ales dacă vor intra în vigoare modificările la codul de procedură penală, vor fi tergiversate și mai mult dosarele penale. Și cred că vom asista, așa cum am denumit-o deja mai devreme, la o reformă a antijustiției. Încetul cu încetul, sistemul juridic devine controlat politic și devine ineficient. Și aici vă spun clar, mă refer la justiția penală. Că nimeni n-a văzut în România să vorbească de doi vecini de la țară care se ceartă de la o palmă de pământ și procesul lor este cu abuzuri, este cu SRI-ul sau se încalcă drepturile omului. Nu, am văzut doar când este vorba de justiția penală. Cu alte cuvinte, politicienii sunt direct interesați de modul în care funcționează procurorii și judecătorii din materie penală. Pentru că vorbim despre politicieni și l-ați invocat mai devreme pe Tudorel Toader. Știți că astăzi este votul în Camera Deputaților la moțiunea împotriva lui. Credeți că este bine sau nu este bine să plece Tudorel Toader, luând în calcul și nervozitatea PSD, care i-a cerut de mai multe ori, după cum știm, ordonanță pe amnistie și grațiere? Iar ieri a primit niște avertismente de la Florin Iordache în numele grupului PSD. Acum, sincer vă spun că pe mine nu mă interesează ce coloratură politică are un guvern sau cine este ministrul justiției la un moment dat. Cred că în România foarte mult se personalizează funcțiile. De exemplu, avem acum guvernul Dăncilă, am avut guvernul, nu știu care, Boc, guvernul Ponta. Sau nu-i drept să legăm un guvern de o persoană. Nu, dar legăm de ceea ce a făcut Tudorel Toader și de ceea ce s-a întâmplat în mandatul lui. Ministrul Toader, într-adevăr, ne-a șocat pe mulți și mai ales pe foștii lui studenți și sunt unul dintre aceștia. În urmă cu 25 de ani, profesorul Toader Tudorel preda penal special și vreau să spun că m-am îndrăgostit atunci de această materie și dacă astăzi sunt judecător penalist, este datorită profesorului Toader Tudorel, care pentru mine a fost unul dintre cei trei bărbați din viața mea care mi-au influențat viața în mod pozitiv. Dar șocul nostru, și de aia spun că șocul nostru a fost mare, când ministrul justiției Toader Tudorel a propus o antireformă prezentându-se la o televiziune condusă de un patron condamnat politic și spunând acolo pentru prima dată că justiția română scârție și că are nevoie de reforme. Eu știu că reforma s-a făcut în 2004-2005. Când judecătorii și procurorii au devenit independenți în România. Nu am înțeles ce îl nemulțumește pe ministrul Toader. Și atunci am înțeles că erau niște judecători care aveau locuință de serviciu și rămâneau în acea locuință și după ce se pensionau. Am mai înțeles că erau unii judecători care își obțineau examenul de grad și erau salarizați corespunzător ei fără a urca la instanța superioară. Și cam atât. Nu mai țin minte altceva ce îl nemulțumea pe ministru. Adică niște prostii. Astea sunt lucruri care efectiv pot fi ignorate. De fapt, el a folosit acea ieșire și mi-aduc și aminte acum, mi-aduc perfect aminte când a fost, pe 23 august 2017, a folosit acea ieșire pentru a atenționa de fapt că urmează modificări radicale la legile justiției. Modificări care nu s-au făcut din 2004-2005 decât în două ipostaze. Odată în 2005, deja am spus, pentru a se perfecționa reforma făcută de Cristi Deaconescu și odată în 2012 când ministrul Predoia a propus un nou sistem de disciplinare a judecătorilor, s-au extins numărul de abateri disciplinare și s-a creat instituția aceasta numită Inspecția Judiciară ca instituția autonomă în sistemul judiciar. După aceea n-au mai fost modificări de amploare. Acum toate modificările care s-au făcut au venit la pachet cu alte propuneri. O propunere de amnistie și grațiere, altă propunere cu legea recursului compensatoriu și alte propuneri de modificare a codului penal și de procedură penală. Așadar, dacă ne retragem puțin și vedem toate aceste modificări, legile justiției, codurile penale de procedură penală, deținuții, vom vedea, așa cum spuneam mai devreme, că ceea ce este vizat, de fapt, este sistemul de justiție penală. Nimeni nu vorbește de justiția civilă, de muncii, comercial, de familie. Doar de justiția penală. Și repet, retregându-ne și văzând puțin imaginea de ansamblu, o să înțelegem că ministrul justiției, de fapt, a vrut să preia controlul asupra Ministerului Public, asupra DNA-ului, asupra DICOT-ului și astfel, mai departe, să fie stopate, eu spun abuzuri, eu spun dosare,
care interesau oameni politici. Deci în felul acesta, de fapt, s-a creionat, dar interesant, mergând pe lege și pe Constituție, nu altfel, pentru că profesorul Toader este extrem de, cum spun, abil. El a folosit, de fapt, niște dispoziții constituționale, niște pârghii puse la dispoziție de Curtea Constituțională și apoi a făcut modificări de amploare importante la legile justiției, prin care încetul cu încetul, repet, a trecut justiția penală sub controlul, sub controlul politic. Din nou vin și spun, nu știu dacă acest lucru este bine sau este rău. Că eu sunt în miezul evenimentelor, sunt în sistem, nu pot să spun, nu mă pot situa în același timp și înăuntru și în afară. Dar întreb pentru publicul larg, este mai bine să ai procurori a cărui carieră depinde de politic? Este mai bine să ai judecători care pot fi anchetați peste noapte de o structură apărută din neant? Sau este mai bine ca justiția independentă să aibă ea însăși pârghii de autoreglare? Eu așa am crezut în ăștia 14 ani de la reforma justiției că justiția trebuie să se autoguverneze. Așa am văzut și standardele internaționale în materie și sunt unul dintre cei care au tradus pentru prima dată în România astfel de standarde. Și nu de puține ori am văzut că în Europa trendul este ca judecătorii și procurorii să facă parte din același corp judiciar și să fie independenți de politic. Mă întreb, de ce în România lucrurile trebuie să iau întorsătură? Adică dacă aceste lucruri au fost esențiale ca să accesăm în Uniunea Europeană, să fim primiți în marea familie europeană, de ce acum, după ce ne-am văzut acolo, iată, la 13 ani, la 14 ani după reforma justiției, dăm înapoi? Ce s-a întâmplat în România de dăm înapoi? Iar explicația mea ca practician este una singură. I-am deranjat. Justiția română a deranjat politicienii, justiția română a deranjat oamenii de afaceri, iar aceștia sunt interesați să aibă o justiție controlată pentru a nu mai fi investigați. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Ce se întâmplă cu domnul Toader Turdoret, dacă este bine sau nu să rămână el? Eu vă spun că nu m-aș putea bucura de o revocare a ministrului și de înlocuirea lui. Adică există persoane în mediul politic mult mai nerecomandate ca ministrul Toader. Deci aș prefera, repet, ca ministrul justiției, indiferent care este acela, să aibă o bună colaborare cu CSMO, cu magistrații și să fie un ministru al justiției și nu al antijustiției. Deocamdată domnul Toader nu a ajuns, după părerea mea, la exigențele unei funcții cu adevărat de ministru al justiției. Prea pare legat de politicieni de clasa politică și de reprezentarea unor interese de partid decât de reprezentarea unor interese publice. Și cred că publicul are un singur interes. Cine e vinovat să fie tras la răspundere și cine e nevinovat să nu fie tras la răspundere. Iar din bugetul statului să nu se fure bani. Iar cei care fură bani să ajungă la închisoare. Iar la închisoare să nu aibă condiții de 4 stele. Nu cred că militează publicul pentru condiții de 4 stele în penitenciarele patriei, ci eventual să fie văruite, dezinfectate și cam atât. Și nu putem lăsa deținuții pe stradă pentru că au igrasie în cameră. Și am avut în cămin studențesc la Iași igrasie și trăiam împreună cu șorbolane pe acolo, dar n-am spus că mi s-au încălcat drepturile omului. Astăzi însă un deținut are mai multe drepturi ca un student la drept. Vorbesc de pensionarea magistraților, și USR și PNL au anunțat că vor să renunțe la pensiile speciale, cu excepția militarilor. Și cu privire la magistrați n-au spus nimic? Că pare avem că o decizie, se renunță. Da? Avem o decizie a Curții Constituționale, date în perioada aceea unui alt protest al nostru din 2009-2010, criza, cam atunci a fost, când a fost criza financiară, știți? Și a fost o problemă atunci când guvernul a vrut să reducă pensiile în plată și avem o decizie a Curții Constituționale care spune așa: pensiile aflate în plată nu pot fi reduse, doar salariile. Și mai avem o altă decizie care spun că pensiile de speciale ale magistraților nu pot fi eliminate pentru că ele țin de statutul constituțional al magistraților, al judecătorilor și procurorilor. Atunci există discuții că a fost o decizie dată de noi pentru noi. Da, e adevărat că și judecătorii de la Curtea Constituțională beneficiază ei înșiși de acea decizie. Acum eu nu vă pot spune că curtea noastră nu își poate schimba practica, că tocmai cu asta am început discuția, cu un reviriment jurisprudențial. Dar după Constituție, așa cum a fost interpretată de către CCR, pensiile speciale ale magistraților nu pot fi eliminate. De aici încolo totul este o decizie politică. Sigur că, ca om din interior, mă bucur să nu fie eliminate. Dar dacă lucrul ăsta va fi promovat printr-o lege, probabil că va fi o contestație la Curtea Constituțională și Curtea va avea oportunitatea să se pronunțe din nou asupra acestui aspect.
De aici plecați la CSM, înțeleg. Astăzi, da. Vă revedeți cu vechii colegi? Eu am fost membru CSM 6 ani de zile și cred că mi-am îndeplinit funcția cu onoare și conștiință. Cred că am fost unul din cei mai activi membri ai CSM-ului, care am spus clar că justiția trebuie apărată și dacă voi, organism colegial, nu reușiți să o faceți la timp, eu voi avea ieșiri publice și cred că mi-am îndeplinit rolul ăsta. Acum, ca membru în CSM, am avut ca atribuție să mă ocup și de disciplinarea judecătorilor, pentru că atunci când ei comit abateri disciplinare, CSM-ul funcționează ca un organ de judecată intern al Breslei. Astăzi sunt chemat la CSM, într-adevăr, pentru a răspunde pentru o acuzație care s-a dus împotriva mea, urmarea unor postări pe Facebook împotriva ministrului Toader. Apropo, astăzi am făcut niște afirmații pe aici, cred că sunt mai grave ce am spus astăzi decât ce am spus pe Facebook și trebuie să răspund la CSM. S-a făcut o investigație disciplinară, s-a ajuns la concluzia că atunci când am vorbit ceva rău de ministrul Toader, totuși n-am încălcat legea statutului magistraților, dar posibil că am încălcat codul nostru de deontologie. Și pentru a răspunde cu privire la posibila încălcare, sunt astăzi chemat la CSM să îmi prezint apărările și să fiu judecat, să se stabilească dacă am încălcat sau nu codul deontologic. Dacă se va considera că nu, plec acasă liniștit, bucuros că am cheltuit doar banii de avion dus întors. Dacă se spune că am încălcat codul deontologic, atunci hârtia aia se duce la dosarul meu personal și la o eventuală promovare a mea, dorință de a promova în funcție, voi fi blocat un număr de ani. Apropo de postările pe Facebook, în ianuarie scriați așa: ce-ar fi dacă într-o zi am vedea armata pe stradă păzind democrația? Da. Nu v-ar surprinde că ar fi constituțional? Sunt cercetat și pentru asta. Eu spuneam în paragraful anterior, eu am pretenția că mă adresez unui public inteligent, știți? În publicul meu, care mă citește în mod regulat, sunt vreo 5.000 de prieteni și 66.000 de followers. E foarte mult. Sunt cel mai citit judecător din sud-estul Europei. Trebuie să recunosc asta fără falsă modestie. Acum, eu când postez acolo am pretenția că mă adresez unui public inteligent cu care dialoghez zilnic. Uneori însă nu-mi reușește lucrul ăsta. Adică fac unele postări, să zicem, cu mesaj sau ironice și unii nu-l înțeleg. Cei care nu-l înțeleg sunt de regulă cititorii unei anumite părți a presei pe care eu o bag așa într-o denumire generică, mociri la TV. Da? Ei, în general, oamenii care se uită la televiziune, care atacă zilnic judecătorii sau procurorii, sunt setați să nu gândească cu mintea lor. Și atunci se întâmplă uneori că la postările mele să am detractori de ăștia, pentru că mesajul apare la pe un anumit site și apoi la o anumită televiziune și îi se dă un anumit sens. Postarea asta era în sensul următor. Ați văzut că SRI-ul este încetul cu încetul scos din rolul său și pus sub control politic. Serviciile secrete din cadrul poliției la fel. Ministerul Public la fel. Și era postarea asta în contextul discuțiilor pe numirea șefului de stat major. Și am spus, încetul cu încetul se discută și despre armată. Și atunci contextul era așa. Serviciile, poliția, procurorii, acum urmează armata. Și am explicat. A citit cineva un articol, cred că 117 din Constituție, în care spune că armata este garantul democrației? Sincer, nici eu nu-l citise, mi-a atras atenția cineva asupra lui. Și tot acel cineva mi-a spus, băi Cristi, dacă într-o zi armata e scoasă pe stradă ca să se spună că în temeiul acelui articol din Constituție, scoasă pe stradă să liniștească populația. Și mie mi s-a aprins atunci un beculeț când au fost discuțiile pe numirea șefului de stat major. Și mi-a spus așa, dacă la un moment dat armata țării ar avea un cap care ar fi subordonat în întregime intereselor politice, oare n-ar putea acel cap să scoată armata în stradă să stăpânească oameni? Că iată, am avut problema de la 10 august și mai sunt și alte manifestări, proteste. Ar fi în regulă? În sensul ăsta este postarea mea, adică aveți grijă cine conduce armata, pentru că armata are o putere imensă. Am văzut o stradă în 89, știm ce s-a întâmplat. Am înțeles. Concluzionând, continuați protestele? Protestele continuă pentru că nu s-a rezolvat problema majoră adusă în față de ordonanța 7. Problemele majore sunt, care sunt două sau chiar trei. Una este modul în care guvernul cooperează cu CSM-ul. După părerea mea, nu există o astfel de cooperare.
Iar ordonanța 7 apărută într-o noapte fără avizul CSM-ului este un lucru extrem de grav care, după părerea mea, este chiar neconstituțional. Și dacă cineva va aduce acest conflict în fața Curții Constituționale, cred că sunt șanse mari de izbândă ca însăși Curtea să spună că guvernul a procedat neconstituțional. În al doilea rând, nu a dispărut această secție specială de investigare a infracțiunilor din justiție. În continuare, judecătorii și procurorii pot fi urmăriți în orice moment de o structură creată fără niciun fel de motivație, împotriva standardelor internaționale și, sincer, care nici nu este dotată într-un mod suficient. Și în al treilea rând, cred că orice altă modificare pe viitor a legilor justiției nu ar trebui să se facă prin ordonanțe de urgență. Trecutul recent ne arată că această practică nu este în interesul public până la urmă. Faptul că ai dat ordonanța 7 și după 10 zile o modifici printr-o altă ordonanță, mie mi se pare strigător la cer. Avem de a face cu o instabilitate enormă într-un domeniu atât de sensibil precum cel al organizării judiciare și al statutului magistraților. Adică suntem prea importanți pentru țara asta, noi justiția, corpul judecătorilor și procurorii, suntem prea importanți ca aceste lucruri să fie tranșate în spatele ușilor de închise în urma unor negocieri, după care brusc să apară o ordonanță de urgență. Cred că orice modificări pe legile justiției trebuie să aibă loc doar prin lege, în urma unor dezbateri și în cadrul acelor dezbateri organizate public, la Parlament, cu invitarea, asociațiilor, a CSM-ului sau cui mai vreți dumneavoastră, a societății civile, de ce nu? Numai așa să se modifice legile justiției. Prin OUG ar trebui chiar interzis, de ce nu? Un cititor vă întreba dacă mai este România stat de drept. Eu mă întreb dacă a fost vreodată stat de drept. Adică eu cred că statul de drept este o valoare, o tendință. Nu este o stare actuală. Pentru că nu, România este mai degrabă pseudo-democrație. Dacă eu ca judecător trebuie să cobor în fața tribunalului ca să pretind respectarea independenței justiției, asta e o ciudățenie. Nu este stat de drept. Stat de drept e când eu, judecător, sunt în sala de judecată, judec corupții, duc la închisoare și achit persoanele care sunt nevinovate. Ăla e rolul meu. Nu-i rolul meu să fiu în sala în fața tribunalului și nu în tribunal. Deci cred că asta este o atenționare. Statul de drept este o valoare spre care tindem. Nu cred că am ajuns încă acolo, din păcate. Domnule judecător, vă mulțumim mult pentru prezența. Eu vă mulțumesc foarte mult și fiți alături de noi și dați-mi voie să transmit și eu un cuvânt de mulțumire celor care s-au alăturat protestului, fie în mod fizic, fie doar verbal. Contează foarte mult pentru magistrați să știe că sunt susținuți de societatea civilă. Am avut profesori, am avut studenții, am avut actori, am avut ONG-urile, am avut liderii de opinie, o grămadă de oameni pe Facebook care ne susțin. Eu transmit sincer, mulțumiri foarte multe celor care au înțeles că protestăm nu pentru drepturile noastre, să ne înțelegem, ci pentru o valoare care face parte din ceea ce numim statul de drept, și anume independența justiției. Mulțumim. Mulțumesc și eu foarte mult.